Noul Brawler Kit total gratuit pe Brawl Stars. Da, ai auzit bine, și dacă vrei să afli și tu secretul, tot ce trebuie să faci este să rup butonul de like, să facem cât mai multe like-uri și să te abonezi neapărat cu clopoțelul activat, să primești notificare de fiecare dată când postăm ceva nou. Așa că hai să nu mai pălăvrăgim și să-i dăm drumul la clip. Bun, bă, băi și fete, după cum puteți vedea, suntem în Brawl Stars și avem aici nou pe Brawl Stars noul Brawler Kit, care este un brawler insane de tare. Și după cum puteți vedea, ca să-l puteți debloca, costă 149.99 de lei cu o reducere de 200% extra, cred. Dar sincer să fiu, din ce am văzut gameplay și toate cele, vă spun din prima, acest brawler este un brawler pay to win. Adică este un brawler foarte OP. Și ce înseamnă pay to win? Înseamnă că plătești ca să câștigi. Dacă tu ai acest brawler cumpărat, pur și simplu poți să câștigi non-stop, pentru că este un brawler destul de OP. Desigur, trebuie să știi să-l și folosești, dar este destul de OP. Și odată tu ce ai cumpărat brawlerul în prima zi, a doua zi ai bani gratis, ai pinuri gratis, ai XP doubler gratis, ceea ce e insane, alte pinuri, alți bani și la final aveți un skin plus două pinuri. Un skin, bă, tare rău, mi se pare mult mai tare decât caracterul în sine, dar până la urmă asta este și ideea skinurilor, să fie foarte tari. Dar, guys, astăzi o să încercăm o metodă super, super mega tare prin care am putea lua noul Brawler Kit 100% gratis. Încă nu este testat, acum o să testăm împreună, așa că faceți pas cu pas alături de mine, pentru că putem reuși să luăm acest Brawler cu bani, să-l luăm gratis și ar fi mega, mega tare. Mă scuzați că mă bâlbâiesc, dar este o emoție, este o nebunie, pentru că rar vezi așa ceva pe Brawl Stars și mi se pare huge și merită like-ul vostru, merită like-ul ăla bombă să-l apăsați chiar acum, băieți. Și după cum știți, nu prea fac eu Brawl Stars pe canal, dar a început să-mi placă jocul. Văd că avem aici o grămadă de oferte nebuneli, chestii. Bro, cum să dai 4 lei, uitați-vă și voi pe un pin. Dar uitați-vă până la sfârșit dacă vreți să vă reușească și vouă să luați noul Brawler Free. Avem și XP doubler aici, nu vreau, bă, să cumpăr. Interesant, interesant. Și în curând o să luăm și cont de creator pe Brawl Stars, guys, și o să dăm multe skin-uri pe joc, multe mărciuri, o să dăm foarte multe nebunele, așa că rămâneți pe canal, fiți activi, activați clopoțelul și nu uitați să scrieți în comentarii dacă vouă v-a reușit bug-ul sau nu să luați noul Brawler Free. Dar avem de făcut câteva chestii, așa că urmăriți cu atenție și apăsați butonul de like, altfel nu o să vă meargă, vă spun sincer. Vă că astea sunt chestiile noi. Fiți atenți, haideți să luăm și noi astea 10 gemuri de aici. Perfect, perfect. E bine că avem fix 30. Olo, nu vreau să cumpăr, mă, pe sumă. Bun, chat, fiți atenți ce trebuie să faceți pentru început. Trebuie să mergeți la aceste 3 linii, la settings. Și să vă duceți la următoarea chestie. Chestie. Aici, la haptic feedback, trebuie să-l dați neapărat pe off. Neapărat pe off. Și apoi trebuie să vă duceți la location. Vă duceți la location și aici trebuie să selectați o locație anume. Locația este una interesantă pentru că skin-ul este cu PC și locația o să fie într-un fel legată de PC și chestii de genul, să zic așa. Hai să vedem unde e, mă. Stați așa că nu mai văd regiunea. Ca să știți, nu am inventat eu acest bug, l-am văzut pe Twitter și pe TikTok, așa că dacă nu merge, să știți că nu am nicio vină, eu doar încerc alături de voi să vedem dacă merge sau nu. A, uite aici, Paraguay. Asta este regiunea pe care trebuie să o folosiți. Paraguay, PY în paranteză. Sincer, nu știu exact foarte mult de ce, dar asta trebuie. Apoi, după ce ați selectat Paraguayul, trebuie să dați haptic feedback înapoi pe on și apoi îl dați iară pe off. După aceea, mergem înapoi. Mergem la profilul nostru, mergem la numele nostru, dăm free și vă puneți din nou același nume. Exact același nume vi-l puneți. Re-enter your name to confirm. Ok, deci trebuie să-l scriem iară. Bam. Și ne-am schimbat numele și acum alegem culoarea galben. Eu deja cam am galben, că galbenul ăsta e. E portocaliu, oricum, cam acolo e. Iar la poză, trebuie neapărat să selectăm o poză anume. Mai jos nu sunt astea, mai jos nu. Trebuie să selectăm o poză anume și aceea este asta. Este poza cu cupa portocalie spre galbenă. Nu știu dacă merge și cu poza asta galbenă, dar noi facem, m-a făcut băiatul pe Twitter.
Punem poza aceasta. Bun. După aia trebuie să apăsăm aici. Și să punem același lucru, nu? Așa, bun. Bam, bam. Și aici tot așa un emote galben. O să-l pun pe ăsta. Că el a pus unul din, a zis că merge mai multe gen. Mă, în fine. Noi încercăm. Deci trebuie pe default. Neapărat pe default să puneți chestiile astea. Pe default, nu pe Mico. Că vă cam și Mico aici. În fine, deci battle cardurile astea trebuie să fie pe default. Uite că mi-a pus pe Shelly automat. Ok, interesant, da, așa era și la el, Shelly. Din câte mi-aduc aminte. Nu uitați să intrați în clubul nostru, vostru, se numește clubul, guys. Să știți că la cei inactivi o să dau kick. Momentan avem 27 de membri. La cei inactivi de o zi, două, trei zile, o să le dau kick pentru că n-are rost să lăsăm persoane inactive în grup. Așa că vă aștept și pe voi în clubul vostru, așa se numește, V-O-S-R-O, cum puteți vedea și acolo sus. Și apoi ce trebuie să facem noi? Trebuie să mergem pe shop, trebuie să mergem la oferta Kit is here, dăm click pe ea, foarte, foarte frumos, elegant, și trebuie să apăsăm pe ea și să apăsăm pe TRY, vedeți? Chiar aici, sub webcam-ul meu, o să aveți practice match, prima chestie, iar a doua este training grounds, trebuie să dăm pe training grounds. The selected brawler is not available at the moment. Ok, ciudat. Mai încercăm o dată. Se pare că nu ne lasă. Hai să încercăm și cu prima. Poate așa ne lasă. Practice match. Da, așa se pare că ne lasă. Încercăm așa, băieți. Și ne-a dat un gem grab, dar tot nu ne lasă. La băiatul acela nu mai știu dacă l-a lăsat sau nu. Pentru că era destul de complicat bug-ul, sincer. Trebuia să reții foarte multe chestii. Dar apare nu ne lasă să-l încercăm. Deci, ceva suspect, s-ar putea să fie ceva la mijloc. Dar, da, bun. În fine, hai să continuăm pentru că aparent nu prea merge să-i dăm try-ul. La quest aici ce quest-uri avem? Ok, în fine, nu prea contează. Trebuie să mergem la team up și să dăm un join with code. Trebuie să dăm join with code și să scriem aici... TRIAL liniuță jos 7 liniuță jos KIT. Asta trebuie să scriem aici, foarte frumos, elegant. Dăm OK și dăm join. Desigur că n-o să ne dea nimic. Așa, dăm X. După aia dăm iară join with code și punem iară codul. Trebuie să facem chestia asta de 7 ori, bam. De 2 ori. A treia oară, a patra oară, a cincea oară, hai să vedem, a șasea oară și a șaptea oară acum. Gata, foarte frumos, foarte frumos, elegant, am făcut de 7 ori exact de câte trebuia, mă mănâncă nasul chat, nu mă băgați în seamă pe mine, voi băgați în seamă acest bug pentru că s-ar putea să meargă. Și vedeți că ar fi interesant rău de tot să meargă. După aia trebuie să dăm pe această iconiță, să dăm go. Trebuie să fiți pe Duo Showdown, dacă nu mă înșel. Ia să ne uităm noi mai bine. Da, Duo Showdown. Trebuie să fiți pe Duo Showdown, nu contează ce brawler aveți aici. Trebuie să dați pe asta, să ne caute automat un team. Un team neapărat. Și ne-a găsit pe Ale Casti. Îi dăm I'm ready și noi trebuie să dăm match-ul acesta cu... Cu băiatul ăsta. Și da, cam asta trebuie să facem momentan. După aceea o să vă mai spun eu exact ce trebuie să faceți. Hai să vedem dacă câștigăm și noi cu Mico. După cum vedeți, l-am maxat destul de bine pe Mico și eu. Adică m-am jucat ceva timp. Joculețul acesta foarte interesant. Mama, e greu cu băieții. Oh nu, eu mă joc și pe emulator, guys, și e destul complicat, dar nu știu de ce mă mănâncă nasul, sincer. Asta chiar nu știu. Oh nu! Nu! Easy! Mamă, ne-au spart. Oricum nu contează, nu trebuie să câștigați meciul. După aceea, fiți atenți ce trebuie să faceți. Când aveți butonul de exit, foarte, foarte atenți, nu dați exit.
Trebuie să ieșiți cu totul din joc fără să dați exit. Pur și simplu dați alte F4 dacă sunteți pe emulator. Uite, eu spre exemplu dau alte F4 și mi-apare să dau close și mi-închide cu totul. Mi-închide cu totul. Vedeți cum scrie și pe ecran shutting down. Mi-a închis cu totul emulatorul și ce trebuie să facem noi? Nu mai trebuie să intrăm pe joc timp de 24 de ore de la crearea acestui bug. La mine este ora 12:27 și nu mai am voie să intru pe Brawl Stars până mâine la aceeași oră, până mâine la 12:27. Trebuie să fiți foarte exact cu chestia asta pentru că sunt șanse să nu vă iasă bugul. Dacă nu așteptați cele 24 de ore, eu o să cer să le aștept, dar trebuie să nu uitați de chestia asta, că poate uiți random și intri pe Brawl Stars și bugul se anulează și nu e ok. Așa că dați și voi un like dacă v-a plăcut și mai vreți clipuri de genul și scrieți în comentarii dacă vouă v-a reușit bugul și dacă ați primit noul Brawler Kit, care e unul pay to win, dar e tare. Și da, eu am fost Valentinos, noi ne vedem data viitoare, v-am pupat, pa, pa!